Consiliul Superior al Magistraturii amână verdictul în cazul judecătoarei din procesul lui Vlad Pascucea, care a întrebat dacă tânărul mort în accident se află în sala de judecată. Decizia vine după ce judecătoarea de la Tribunalul Mangalia, care are în lucru dosarul accidentului de la 2 mai, a cerut un nou termen pentru a putea să-și pregătească apărarea și pentru a fi prezentă la dezbateri. Cazul judecătoarei acuzate de neglijență este discutat acum la Consiliul Superior al Magistraturii, după ce Inspecția Judiciară s-a autosesizat și a cerut suspendarea acesteia din funcție. Între timp, mâine va avea loc un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis 2 studenți și a rănit alți 3 în accidentul rutier din stațiunea Constanțeană 2 mai. Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis să amâne cu o săptămână decizia privind propunerea de suspendare din funcție a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu, cea care instrumentează dosarul lui Vlad Pascu, tânărul drogat care a ucis 2 studenți și a rănit alți 3 în cumplitul accident rutier produs în stațiunea 2 mai. Într-un comunicat de presă, judecătorii CSM au explicat că a fost luată decizia amânării pentru a i se asigura dreptul la apărare judecătoarei de la Tribunalul Mangalia. Secția de judecători în materie disciplinară a CSM a fost convocată după sesizarea făcută de către Inspecția Judiciară, care a cerut suspendarea din funcție a judecătoarei controversate. Și familiile tinerilor morți în accidentul de la 2 mai au cerut în repetate rânduri înlocuirea judecătoarei. Însă cererile lor au fost până acum respinse. Noi nu căutăm nici empatie, nici nimic. Noi vrem să se aplice legea așa cum este ea, fără altfel de unități de măsură pentru cei mai avuți și cei mai puțini avuți. Ai comis o faptă, aplică legea, punct și nimic altceva. Se va dispune un alt judecător aleatoriu. Se putea face și până acum, când procuratura cu 2 săptămâni, ba chiar 3, s-a autosesizat că nu era pe aceeași lungime de undă cu doamna care judecă, între ghilimele, acest caz. Avocații familiilor îndoliate au susținut că posibila înlocuire a judecătoarei Ioana Ancuța Popoviciu ar putea avea ca efect rejudecarea de la zero a dosarului. Între timp, judecătoarea Ancuța Ioana Popoviciu va judeca mâine un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu la judecătoria Mangalia.